vieții diplomă de la domnul Alin Grigore, merită din partea noastră a Fundației Olimpice Române o atenție. Mulțumim că răspundeți mereu prezent. E cel mai important. Mulțumim tare mult și sunt succes. Mulțumesc frumos. Domnul antrenor, Sorin Iordan. Sunt convinsă că mai au multe de demonstrat, sunt încă mici, dar cu ambiții mari și datoria noastră este să-i susținem atât cât putem. Succes, dragilor, și haideți să avem o fotografie împreună! Permiteți-mi mie să ofer din partea clubului CSM Onești o carte prin care am încercat să cuprindem toate momentele frumoase ale voastre, ale Fundației Olimpice și a tuturor celor care au venit lângă noi anul acesta. Andrei. Mulțumesc frumos! Reprezentant al Federației Române de Lupte, să, fiindcă și dumneavoastră sunteți înscris aici în acest album și să sperăm că, într-adevăr, vom rămâne împreună înscris în album și împreună vom merge spre viitorul acestor copii. Vă mulțumesc pentru susținere. Pentru că acum două zile am avut un moment special, tot în cadrul secției de lupte, da? Un moment al Cristinei Zoltan. Aș vrea să mulțumesc într-un mod deosebit domnului Ion Butucaru, ceea ce înseamnă sportivii Clubului Sportiv Municipal din Onești, dar de fiecare dată când ne-am dus la ușa dumnealui, niciodată n-a spus nu. Vreau să-i mulțumesc public acum. Fost luptător. Asta n-am... Asta se rămână amintire în birou pentru tot ceea ce ai făcut un pentru sportul ăsta. Mulțumesc! Dacă avem toții cadouri, să ne adunăm la o poză, zic așa? Da, și să ne adunăm la o poză, toată lumea. În fața bradului, vă rog frumos, și cât mai adunați. Copiii din partea copiilor.
Carmen. Da, mai în față atunci. Cadrele bune. Ah, ok. Super!
Mai spuneți o dată la mulți ani și gata. La mulți ani! 2, 3 și... La mulți ani! Și o întrebare. Care dintre voi va fi campion la... Yeah! Care? Yeah! Gata, vă mulțumim! Aveți tort? Cum e? E dulce? E bun tortul? E foarte bun! A, e corect!